Doi bărbați din Anenii Noi au fost reținuți, suspectați că ar fi bătut și jefuit un consătean de-al lor. Cei doi au fost încătușați chiar la domiciliul lor. Bărbații au fost duși la inspectorat pentru audieri. Suspecții de 19 și respectiv 43 de ani ar fi pătruns în casa bărbatului în vârstă de 54 de ani, l-ar fi bătut și maltratat, după care au sustras un portmoneu cu 160 de lei și o butelie de gaz. Vecinii ai fost? Am plecat la dânsul, sarul mai ne-a prins asta, de o lecție. Din cauza și ați vedet? El răcânie, mă face cu vidul. Mă duc la dânsul. Ulterior, polițiștii au recuperat bunurile reclamate ca fiind sustrase. Potrivit poliției, cei doi au mai fost anterior judecați pentru infracțiuni similare. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații care sunt suspectați că au furat 160 de lei și o butelie de gaz ar putea sta până la 7 ani după gratei. Cercetările continuă.